Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnul Severin se află într-o continuă dotare și modernizare, având în prezent la bază 6 proiecte în implementare. Valoarea totală a investiției se ridică la o sumă de 200 de milioane de lei, din care 50 de milioane de lei au fost alocați din bugetul Consiliului Județean. Spațiile interioare ale Spitalului Județean de Urgență din Drobeta Turnul Severin vor fi dotate și recompartimentate, iar unitatea primirii urgențe, secțiile de psihiatrie, boli infecțioase și pneumologie vor fi complet reabilitate și modernizate în cadrul unor proiecte ale Consiliului Județean Mehedinți, aflate în prezent în derulare. În primăvara anului 2021 s-a depus de asemenea și o cerere de finanțare pentru constituirea unui mini-spital modular. În momentul de față avem în implementare 6 proiecte, unde este lider de proiect Consiliul Județean Mehedinți, și anume reabilitarea și modernizarea pentru creșterea eficienței energetice la pavilionul Psihiatrie 1 și Psihiatrie 2, reabilitare și extindere UPU, modernizare și reabilitare și dotarea ambulatorului secției de boli infecțioase, modernizarea și reabilitarea și dotarea ambulatoriului secțiilor de pneumologie 1 și 2, unde ați văzut că este o lucrare de anvergură, modernizarea și recompartimentarea spațiilor interioare și eficiența energetică a Spitalului Județean, vorbim de acest proiect, și de asemenea extinderea și dotarea ambulatorului de specialitate integrată din cadrul Spitalului Județean. Dumneavoastră, în parteneriat cu noi, dar sunteți lideri de proiect, aveți celălalt proiect finanțat prin programul operațional infrastructură mare, și anume consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Județean. Și de asemenea, astăzi am adoptat o nouă hotărâre de Consiliul Județean, răspunzând la ultima de clarificări pentru acel mini-spital modular, aș putea să-i spun, unde am depus cererea de finanțare în martie 2021, ne-au trimis clarificări, inclusiv în decembrie, acum, după o perioadă îndelungată de stat așa în amorțire această cerere de finanțare, am răspuns și să sperăm că în cel mai scurt timp se va semna un astfel de proiect. Valoarea investițiilor făcute prin intermediul celor 6 proiecte se ridică la un cuantum de 200 de milioane de lei, Consiliul Județean Mehedinți suportând aproximativ un sfert din suma totală.